Pandemia a schimbat și principalele motive ale chemării ambulanței anul acesta. Solicitările false la numărul unic de urgență 112 au fost mai puține în anul pandemic 2020, comparativ cu alți ani, oamenilor fiindu-le frică să nu fie suspectați de COVID. În schimb, mii de solicitări la 112 au fost înregistrate în acest an. Îngrijorător este faptul că în lunile octombrie și noiembrie au fost peste 4.000 de solicitări în Mehedinți, atunci când numărul îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 era într-o continuă creștere. Reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță Mehedinți precizează faptul că în aceste luni ale anului pandemic au fost pe zi peste 200 de solicitări pentru ambulanță. Doar pentru febră în luna noiembrie au fost peste 1.000 de solicitări. În medie, în fiecare lună au fost în jur de 2300-2400 de solicitări pe diverse patologii și cu un vârf în lunile octombrie și noiembrie, când știți că și dumneavoastră, că atât la noi în județ cât și la nivel național, indicele de infectare a crescut și în patologia COVID nu, cazuistica a fost mult mai mare. Și ca să vă dau un exemplu, luna noiembrie a avut un număr de 4500 de solicitări la nivel de județ. Eu consider că acest număr a fost un număr extraordinar de mare. Atunci a fost, pot să zic eu, cocoașa acelui val. Am avut în medie 200 de solicitări pe zi numai pentru pacienți care prezentau simptomatologie specifică infectării cu virusul SARS-CoV-2. Și ca să completez la această lună, vă pot spune că pe afecțiuni am avut un număr de 1500 de solicitări pentru febră. Să știți că într-o lună eu am monitorizat astfel de apeluri și au fost în jur de 12-13 în luna respectivă, dar în ansamblu, comparativ cu alți ani, eu am observat că lumea nu s-a mai jucat cu astfel de apeluri. Au fost, dar de nu luat în seamă, foarte, foarte puține. Privind apelurile false pe timpul pandemiei, acestea au fost foarte puține comparativ cu ceilalți ani. În luna noiembrie, de exemplu, s-au înregistrat 12 solicitări false. O explicație ar fi frica oamenilor de a fi suspecți de COVID-19.